Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Arina Delcea, gazda dumneavoastră la Strategie în alb și negru, emisiunea care vă pune mintea la încercare, emisiunea în care ne jucăm și învățăm, în care dezvăluim tainele șahului. Haideți pentru început să vedem ce mai e nou. Anul acesta, calificările la Cupa Mondială se fac online în sistem hibrid, adică jucătorii unei federații vor concura într-un spațiu de joc sub supravegherea arbitrilor. Se întâmplă ca urmare a amânării campionatului european din Islanda. Așa că cele 36 de locuri alocate Europei pentru Cupa Mondială programată la Sochi în iulie vor fi ocupate pe baza competițiilor hibrid de la finalul lui mai. Cine vrea să ajungă acolo trebuie să participe mai întâi la campionatul național individual pentru seniori, care se va desfășura în Iași în perioada 19-25 aprilie. Acolo se vor desemna cei 8 șahiști români care vor merge mai departe la concursul european. Direct la Cupa Mondială se pot înscrie jucătorii ELO cu peste 2600. Găsiți toate detaliile, doamnelor și domnilor, pe site-ul Federației Române de Șah. Campionul mondial antitră, Magnus Carlsen, își păstrează primul loc în clasamentul FIDE. Norvegianul are un rating 2847 conform celei mai recente clasificări, ce abia a fost făcută publică. Este cea de-a 117-a prezență consecutivă în fruntea clasamentului FIDE din ianuarie 2010. Avem și noi cu ce ne lăuda. Cu ratingul 2656, Constantin Lupulescu ocupă locul 87. Este de altfel singurul român în top 100. Un mare maestru estonian a făcut un fel de reconversie profesională. Din cauza lipsei turneelor, ca urmare a epidemiei de COVID-19, Otomar Latva s-a apucat de poker online și deja a câștigat 525.000 de dolari. Cam atât ar fi obținut dacă ar fi pierdut meciul pentru titlul mondial la șah. Estonianul a reușit să-l învingă pe unul dintre cei mai buni jucători de poker ai lumii, care are câștiguri de peste 53 de milioane de dolari. A venit momentul să aflăm care este rezolvarea diagramei propuse data trecută. Ne-ați trimis prin e-mail soluțiile și vă mulțumesc pentru asta. Sunteți curioși dacă ați avut dreptate? Aflați chiar acum de la Delia Duca. Bine v-am găsit! Astăzi vom vedea rezolvarea diagramei propuse în ediția trecută de Vlad Ungureanu. Este vorba de o poziție de mat în trei mutări, destul de naturală, unde avem și piese care nu au un anume rol în soluție, pentru că este provenită dintr-o partidă. Și de aceea avem poziția regilor naturală, după ce s-a efectuat rocada, au ajuns pe coloana G, iar acum orice șahist s-ar gândi deja la acel șah cu dama în G7, dar negru are un cal în E6, de aceea trebuie să calculăm foarte bine dacă într-adevăr putem să ne sacrificăm dama. După ce ar captura cu calul, am rămâne cu pionul în G7, care este apărat de nebun, dar nu ar da șah. Și atunci găsim și a doua mutare, cal H6, pe care o vom putea juca după ce liberăm câmpul H6 și astfel, la cea de-a treia mutare, vom avea mat cu ajutorul pionului. Așadar, dama G7 era soluția, felicitări celor care au găsit-o, pentru că după calea la G7, negrul nu are altă posibilitate. Avem acest șah intermediar. Cal H6, negrul trebuie să răspundă cu rege H8. Nu are altă mutare la dispoziție. Acum se observă că și câmpul G8 este controlat. Regele nu se mai poate întoarce de unde a plecat. Și G7, spectaculos, mat cu pionul. Aceasta a fost diagrama. Vă aștept și data viitoare cu altă rezolvare. A
Astăzi, la Șahul de Poveste, vorbim despre un campion mondial care a avut o viață demnă de scenariul unui film. Alexander Alehin s-a născut în noiembrie 1892 într-o familie de nobili ruși. A învățat șah de la mama lui și a început să joace când avea cam 10 ani. 6 ani mai târziu era deja considerat unul dintre cei mai buni jucători ruși. A devenit un pretendent serios la titlul mondial după campionatul din Sankt Petersburg din 1914. Atunci a obținut titlul de mare maestru al șahului pentru că s-a clasat pe locul al treilea după Lasker și Capablanca. În timpul unui alt turneu din 1914 desfășurat în Germania și câștigat de Alehin, a izbucnit primul război mondial. Alehin, alături de alți 10 jucători, au fost încarcerați în Germania. El a fost printre cei 4 norocoși eliberați. La întoarcerea în Rusia, Alehin a început să joace simultane, să strângă bani ca să-i ajute pe ceilalți să revină acasă. În 1916, Alehin servește țara pe frontul austriac. Chiar și așa, joacă într-un spital un simultan orb împotriva 5 adversari. Alehin a fost acuzat de legături cu ofițerii de contrainformații din Armata Albă și a fost încarcerat în Odessa. Mai târziu, în 1920, pentru o perioadă scurtă de timp, lucrează ca translator pentru Internaționala Comunistă și este numit secretar al Departamentului Educației. O paranteză aici, șahistul știa 6 limbi. Revenind, Alehin primește astfel permisiunea să părăsească țara, merge în Occident și nu se mai întoarce. În aprilie 1924, la New York, bate recordul de partide disputate în orb. Au fost 26 de meciuri. Între timp, Alehin a devenit doctor în drept la Sorbona. În 1927 capătă cetățenie franceză. Este chiar anul în care Alehin câștigă titlul de campion mondial după ce îl învinge pe Capablanca. O surpriză pentru toată lumea, mai ales că nu-l mai bătuse niciodată pe Capablanca. Alehin a anunțat că ar fi dispus să-i ofere revanșa, dar în condiții dure, precum cele stabilite înainte de Capablanca. Challengerul să furnizeze un pachet de $10.000. Ani de zile au durat negocierile și până la urmă revanșa nu n-a mai avut loc. Alehin și-a păstrat apoi titlul în 1929 și 1934 în meciuri desfășurate în Germania. Campionul s-a întors în Paris și a început să aibă poziții împotriva bolșevismului, așa a ajuns să fie oficial considerat dușman al sovieticilor. Între războaie, Alehin a dominat scena șahului mondial. A și călătorit foarte mult, a oferit simultane peste tot în lume, Hawaii, Tokyo, Manila, Singapore, Shanghai, Hong Kong. În iulie 1933, în Chicago, el a înregistrat un nou record mondial pentru șahul orb. A avut 32 de adversari. În 1935, Alehin își pierde titlul mondial în fața lui Oive. Se spune că ar fi băut alcool în timpul meciului. Alehin însă s-a mobilizat repede și a redevenit cel mai bun din lume 2 ani mai târziu în meciul revanșă desfășurat în țările de jos. Alehin și-a păstrat titlul până la moarte. Începe al doilea război mondial, iar Alehin este înrolat în armata franceză pe post de ofițer sanitar. Când Franța capitulează în fața armatelor germane, Alehin încearcă să fugă în America, nu reușește. Nu are succes nici când cere viză pentru Cuba, cu promisiunea să joace împotriva lui Capablanca. Așa că marele campion ajunge să colaboreze cu naziștii. În 1943 este trimis în Portugalia ca observator al Germaniei la turneele de șah de acolo. Alehin a avut de suferit mult ca imagine și chiar i s-au retras invitații la turnee importante. În 1946, la 53 de ani, Alehin este găsit mort într-o cameră de hotel. Cauza oficială a decesului, atac de cord. Dar moartea sa este învăluită în mister și controverse. Un martor la autopsie a susținut că în căile sale respiratorii s-a găsit o bucată de carne. Fiul campionului a declarat că Moscova sovietică este vinovată de moartea tatălui său. Într-o altă ordine de idei, Alehin s-a căsătorit de mai multe ori. Cea de-a patra soție, britanica Grace Freeman, era văduva unui moșier. Femeia, cu 16 ani mai în vârstă decât el, rămâne alături de Alehin din 1934 până la final. Cât despre cum vedea șahul, Alehin spunea: pentru succes consider că sunt necesari 3 factori. În primul rând, conștientizarea propriilor puncte tari și puncte slabe. În al doilea rând, o înțelegere exactă a punctelor tari și slabe ale adversarului. Și în al treilea rând, un scop mai înalt decât satisfacția momentană. Acest scop duce la realizări științifice și artistice care plasează jocul de șah la egalitate cu alte arte.
Doamnelor, domnilor, a venit momentul să o cunoașteți pe invitata mea de astăzi. Este maestră internațională, este campioană națională la dezlegări. Împreună cu sora ei, geamănă, a înființat primul club de șah privat din capitală. Și tot ele, cele două fete, au fost singurele surori gemene din lume, campioane naționale la 20 de ani. Alături de mine astăzi, Luiza Marin. Vă salut, doamnă, vă mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur este că sunt aici. Este fascinantă povestea dumneavoastră și a surorii. Abia aștept să o cunoaștem și pe ea. Cum a început? Cine a descoperit piesele? Piesele le-am descoperit împreună cu tatăl nostru. El era foarte pasionat de șah și juca foarte mult cu prietenii lui. De fapt, mama ne-a cumpărat primul set de șah, iar tata ne-a pus piesele în mână și ne-a învățat să jucăm șah. Și apoi cum s-a transformat dintr-o plăcere așa de weekend, mă gândesc, într-o activitate full-time? Într-o zi ploioasă de toamnă, când eram la școală, profesoara noastră de sport a decis să nu mai ieșim pe terenul de sport și să jucăm șah în clasă. Am început să jucăm șah cu colegii și cu dânsa, am început să o batem pe doamna profesoară și dânsa a decis că ar fi bine să participăm la Daciada de șah. Era un campionat care se juca, un campionat interșcolar. Și era destul de important la vremea aceea, se făceau calificări, iar noi ne-am calificat pe etapa pe școală. Am participat mai departe, iar eu m-am calificat până în faza finală. Acolo, în faza finală, la Buzău, l-am cunoscut pe viitorul nostru antrenor de șah, domnul Marcel Iosif. Și acesta i-a convins pe părinții noștri despre beneficiile șahului, frumusețea șahului și i-a convins să ne legitimeze la un club de șah și să putem să ne începem pregătirea. Și din acel moment am început să ne pregătim regulat. De două ori pe săptămână mergeam la antrenamente la club. Am început să participăm la competiții, apoi din ce în ce la mai multe competiții, din ce în ce mai mult. Și ați devenit campioane naționale împreună. Ne-am hotărât că vrem să urmăm o carieră în șah. Da, da. A fost foarte dificil, dar totuși am reușit să organizăm foarte bine timpul, astfel încât să îmbinăm și școala și șahul. Era complicat după un concurs de două săptămâni când reveneam la școală să recuperăm, să dăm teze, să dăm examene, dar a fost posibil. Ați avut parte de înțelegere. Da, da. A fost posibil cu ajutorul profesorilor, părinților și, bineînțeles, antrenorilor noștri. După ce ați devenit campioane naționale, singurele surori gemene din lume, nu? Care au fost amândouă campioane naționale când aveau 20 de ani, v-ați luat de mânuță în continuare și ați mers unde? În Santiago de Chile. Da. În 90. La campionatul mondial de junioare. Cum a fost acolo și sunt curioasă cum erați percepute, surorile campioane din România? În primul rând, trebuia să meargă doar una dintre noi. Doar o campioană națională avea dreptul de a participa la campionatul mondial. Dar cei din Federația Națională de Șah au decis, fiind la egalitate cu același număr de puncte, au decis să nu facem un meci de baraj, pentru că ar fi fost extrem de greu din punct de vedere emoțional, psihologic pentru noi două. Iar antrenorul nostru de la momentul respectiv, domnul Mihai Ghindă, a făcut eforturi foarte mari ca să putem participa amândouă. A obținut o finanțare din partea clubului la care activam în acel moment și în acest fel am putut participa amândouă. La acel campionat a fost foarte frumos, avem amintiri foarte plăcute. Ați obținut rezultate bune oricum. Da, eu am ieșit pe locul 4 la egalitate cu locul 3, dar m-a departajat coeficientul. Dar a fost o atmosferă fantastică, a fost primul campionat mondial la care participam. Am fost împreună cu sora mea geamănă, cu domnul Mihai Ghindă și cu alți doi prieteni care și acum sunt foarte buni prieteni de-ai noștri, Luminița Cosma și George Grigore. Ați continuat activitatea în lumea șahului. Deja cred că împliniți vreo 35 de ani de experiență, da, nu? Da, da, da. Cum a schimbat asta relația dintre gemene? Mă gândesc oricum erați apropiate, legate, da, nu? Da, da, da. Relația noastră dintotdeauna a fost fantastică. Am fost foarte apropiate. Dar lucrând împreună la șah, noi ne-am sprijinit întotdeauna reciproc. Și am avut un avantaj și emoțional și psihologic, pentru că am fost tot timpul împreună, una lângă alta. Am și lucrat împreună, ceea ce ne-a ajutat să progresăm și mai mult în șah. Da, ați jucat și una împotriva celelalte, probabil, nu? Nu foarte rar jucam una împotriva celelalte. Nu, nici acasă nu jucam. Dar studiam împreună și când eram în competiții, dimineața
ne pregăteam împreună pentru partidă, iar după competiție seara analizam partidele astfel încât să descoperim ce am făcut bine, ce n-a fost bine în partida respectivă. Parcă ascultând strategia asta a dumneavoastră, mă gândesc că voiați să nu cumva să vă percepeți vreodată ca adversari. Să nu, fiți nu, mereu parteneri. Competitivitate n-a existat niciodată între noi. Noi întotdeauna ne-am împăcat foarte bine din punctul ăsta de vedere și practic relația noastră a devenit mai puternică, jucând șah împreună, mergând împreună la competiții, fiind tot timpul împreună. Și v-ați hotărât să deschideți tot împreună primul club de șah privat din capitală. Da. Cum așa? Ce ați sperat atunci? Să aduceți în plus și ce reușiți astăzi față de alte cluburi, că între timp s-au înființat mai multe? Da, da, da. Asta este o foarte bună întrebare. Noi am avut inițiativa de a crea metode unice de pregătire pentru copiii noștri într-un cadru de deplină siguranță. Adică profesorii noștri au relaționat foarte bine cu copiii, au avut o foarte bună apropiere față de copii și am creat un mediu familiar în clubul nostru de șah. Am vrut să copiii să se simtă în siguranță și să poată să se dezvolte, să se deschidă, să poată să-și realizeze pasiunea pentru șah. Mai reușiți asta și acum? Da, aveți concurență? Da, 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 da. Știu că ați avut și inițiative umanitare prin șah. Despre ce e vorba? Noi întotdeauna am organizat competiții pentru că ne-am dorit foarte mult să îi ajutăm pe copii să-și dezvolte pasiunea și să-și hrănească această dorință de a juca șah. Și într-o zi, copiii de la clubul nostru ne-au povestit despre un coleg de-a lor, un prieten, un băiat șahist, care avea probleme destul de grave de sănătate și care necesita tratamente costisitoare în străinătate. În acel moment, noi, având pârghiile necesare, am decis să organizăm un concurs de șah și să strângem fonduri necesare pentru tratament, o parte, pentru tratamentul lui. Iar acel concurs a fost fantastic, pentru că au participat mulți copii, nu numai copii, ci și seniori și, practic, s-a simțit cu sufletul cum toată lumea vrea să-l ajute, exact, pe acel băiețel. Ne bucurăm că acum el este bine, s-a recuperat, dar vreau să menționez că șahul i-a unit pe oameni într-un scop nobil. Adică a fost ceva extraordinar, a fost fantastic. Nu împărtășiți doar copiilor pe care i-a antrenați, copiilor din club, ci și propriilor fii. Verișorii au fost și ei jucători? Da, da, au jucat șah foarte mulți ani. Acum ei sunt studenți, băiatul meu Victor este programator, dar șahul i-a ajutat foarte mult în viață și în general în școală. În timpul școlii au participat la foarte multe olimpiade de șah, iar șahul le-a structurat mintea, i-a ajutat să-și formeze o strategie de abordare a subiectelor, să-și gestioneze foarte bine timpul de gândire și întotdeauna le-a canalizat gândirea. Ei au o gândire analitică, au o minte foarte bine ordonată, iar șahul tocmai că i-a ajutat enorm să reușească să facă față tuturor problemelor din viață, nu neapărat de pe tabla de șah. Îi ajută asta și în viața sentimentală, relațional, social? Eu zic că da, este o mare conexiune între și faptul că reușesc să-și înfrângă în anumite situații critice, să-și înfrângă emoțiile, reușesc să se mobilizeze foarte bine. Deci șahul are foarte multe valențe. Iată ce de motive să ne apucăm serios să învățăm șah, exact, ne ajută. Exact. Doamna Marin, rămâneți, vă rog, alături de mine. Doamnelor, domnilor, urmează acum cugetarea regelui. Șahul, în primul rând, vă ajută să fiți obiectivi. Alexander Alekhine, fost campion mondial. Doamna Marin, ce ne învățați astăzi? Vă voi arăta o partidă pe care am jucat-o într-un meci amical România-Bulgaria cu mai mulți ani când eram junioară. Partida s-a jucat așa. E4, C6, apărarea carocat. D4, D5, cal C3.
eu sunt cu piesele albe. Negrul a capturat la E4, eu am capturat cu cal. Negrul a jucat cal F6, continuă să-și dezvolte figurile ușoare, am capturat cu calul la F6, iar negrul l-a capturat cu pionul. În felul acesta, negru și-a stricat structura de pioni și nu mai poate face rocada pe flancul regelui pentru că regele ar fi slăbit. Eu am jucat cale 2, vreau să-mi dezvolt figurile ușoare, calul vrea să ajungă pe câmpul G3, astfel încât să poată pătrunde către tabăra adversă. Negrul a dezvoltat nebunul pe câmpul F5, a urmat cal G3, atacă nebunul de pe câmpul F5, care se retrage pe câmpul G6. A mutat pionul pe câmpul H4, amenințarea este de a avansa pionul pe câmpul H5, să prind nebunul care nu mai are câmpuri unde să se deplaseze. Negrul a parat această amenințare jucând H5. Eu mi-am continuat dezvoltarea figurilor ușoare, în așa fel încât să pregătesc rocada mică și să pun regele la adăpost. Negrul a jucat cal D7, își continuă și el dezvoltarea figurilor ușoare, iar eu am jucat C3, o mutare care consolidează centrul. Poate că nu era absolut necesară, dar așa mi s-a părut la momentul respectiv. Negrul a jucat dama A5, dama a fost dezvoltată, astfel încât să pregătească rocada mare. Regele trebuie să-și găsească un colț de siguranță, pentru că nu poate rămâne în centrul tablei. Eu am jucat A4, intenționez să ocup mai mult spațiu pe flancul damei, acolo unde regele va face rocada mare, apoi să pornesc cu pionii pentru a ataca regele advers. Negrul a făcut rocada mare, iar eu am avansat pionul pe câmpul B4 cu atac asupra damei. Dama trebuie să se retragă pe câmpul C7, iar eu am avansat pionul. Pionii mei vor să avanseze și să strice structura de pioni a regelui negru pentru a-l putea ataca. Negrul a atacat în centrul. Un principiu spune că dacă există un atac pe un flanc, adversarul trebuie să reacționeze în centru. Eu am făcut rocada mică. Și acum adversara mea a capturat pionul de pe câmpul D4, iar eu am capturat cu pionul. Negrul acum a vrut să-și dezvolte nebunul. Ar fi putut să captureze acest pion, dându-mi mie ocazia să deschid jocul pe acest flanc. A jucat nebun D6, nu a capturat pionul. Nebunul împreună cu dama atacă acest cal, iar eu mi-am dezvoltat nebunul pe câmpul E3. Mi-am încheiat dezvoltarea tuturor figurilor. Acum figurile grele mai trebuie să vină în atac asupra regelui advers. În acest moment, negrul a fost nehotărât. Putea să captureze calul, dar capturarea acestui cal lăsa fără nebun. Lăsa dama în pericol. Nebunul venea pe câmpul F4 atacând dama și în același timp limitând regele advers, punând în pericol regele advers. De aceea adversara mea s-a hotărât să nu captureze acest cal, dar a fost extrem de nehotărâtă pentru că a capturat acest pion pe care îl putea captura din prima, fără să piardă un tempo. Eu am mutat pionul pe câmpul A6 și am mutat pionul pe câmpul B6. În felul acesta, pionul meu este foarte puternic, controlează un câmp în apropierea regelui, câmp pe care voi intenționa să-l folosesc. Am adus turnul, da, turnul a venit în joc. Turnul a venit pe această coloană, astfel încât să atace acolo unde se află regele advers. Negrul a jucat mutarea F5. Intenționează să vină cu pionul pe F4 și, surpriză, vrea să-mi facă un atac dublu, să-mi atace ambele piese. Nebunul a apărut pe câmpul F3. De aici nebunul atacă câmpul C6 și împreună cu turnul intenționează să creeze o legare a damei la următoarea mutare. Dama va fi atacată, astfel încât nu va putea fi salvată. De aceea negrul a trebuit să pareze această amenințare și a avansat pionul pe câmpul C5. Calul meu s-a îndreptat pe câmpul E2. Și pentru a apara amenințarea negrului de a ataca cu pionul pe câmpul F4, dar în același timp controlând câmpul F4 și amenințând să aducă nebunul pe câmpul F4. Negrul a jucat cal F6, trebuie să-și elibereze piesele, iar calul intenționează să ajungă pe un câmp central, pe câmpul E4. Nebunul a ajuns pe câmpul F4 și atacă dama, iar dama acum trebuie să se retragă. Negrul a jucat damă E7, dar acum nebunii mei sunt foarte puternici. Perechea de nebuni controlează ambele diagonale și limitează regele advers pe care aș putea acum să-l atac. Ceea ce am și făcut, am mutat nebunul pe câmpul B7, dând șah regelui. Regele are un singur câmp, pe D7. Dar stă bine regele pe câmpul D7, în centrul tablei?
Nu e chiar păzit acolo. Nu e chiar păzit și va putea fi atacat. Negrul ar vrea foarte tare să se retragă prin E8, F8, să ajungă într-o zonă de siguranță. Tocmai din acest motiv eu am jucat dama A4, astfel încât regele nu se mai poate retrage pe câmpul E8, trebuie să rămână în centrul tablei. Este o poziție ușor caragioasă a regelui în centrul tablei, pentru că de acolo va putea fi atacat. Dacă regele a ajuns pe o coloană deschisă și centrală, ideea este ca figurile grele, turnurile, să ocupe acea coloană și să atace regele. Dar negrul are acest cal care va putea ajunge pe câmpul E4, astfel încât să protejeze regele. De aceea, eu am vrut să evit acest lucru și să direcționez calul în altă parte. Și am jucat D5, dând șah și obligându-l în felul acesta pe negru să captureze cu calul. Acum calul nu mai poate ajunge pe coloana E să protejeze regele, iar eu îmi pot continua atacul. Am jucat dama C6 șah, negrul a pus turnul în față, eu am capturat cu nebunul și negrul l-a capturat cu dama. Tot ce trebuie să fac eu acum este să deschid această coloană, astfel încât unul din turnuri să poată veni să dea șah. De aceea am sacrificat și calul dând șah. Negrul cam trebuie să captureze cu calul, pentru că dacă nu capturează și se retrage, eu voi putea captura calul dând șah, iar regele trebuie să rămână în apropierea damei și când vine pe câmpul E6, oricum turnul ajunge pe coloana deschisă și atacă regele. Deci negrul a capturat calul meu. Și acum turnul, în sfârșit, și-a îndeplinit visul, ajunge pe coloana deschisă și atacă regele. Negrul nu prea are cum să pareze, a capturat cu nebunul, eu am capturat cu celălalt turn și acum este nevoit negrul să plece cu regele, astfel încât nu-și va mai putea apăra dama. Dacă pleacă pe câmpul F6, în acest moment adversara mea a cedat, dar dacă pleacă pe câmpul E6, eu voi captura dama, creând un atac dublu. Atac și regele, atac și calul. Negrul poate para această amenințare punând calul în față, dar din păcate, dama urmează să ajungă pe câmpul E5, de unde se creează un atac liniar, iar când regele parează șahul, dama va câștiga și turnul de pe câmpul A8. Și în felul acesta, avantajul material este foarte mare și asigură câștigul partidei. A știut adversara de ce a cedat? Da, nu avea soluții, foarte frumoasă partida. Da. Doamna Marin, care este provocarea pentru avansat? Abia așteaptă. Provocarea pentru avansat este această diagramă în care albul trebuie să câștige folosind slăbiciunea câmpurilor negre din tabăra adversă. Nu ne spuneți mai mult. Bine. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit din strategiile dumneavoastră în alb și negru. Cu plăcere și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, aveți câteva zile la dispoziție să vă gândiți la diagrama de azi. Vă invit să ne trimiteți rezolvarea pe adresa noastră de e-mail shaharondrealitatea.net. Delia Duca analizează cu mare atenție fiecare mesaj, vă promit. Și așa cum ne-a obișnuit, ne explică totul. Strategie în alb și negru a ajuns așadar la final. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, puneți-vă mintea la încercare. Emisiune oferită de compania Erbașul.